Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi însorită, unde maxima a ajuns la 29 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 14 grade. Mâine meteorologii anunță vreme frumoasă în cele patru orașe ale județului Selaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 31 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 15 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 31 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 15 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 31 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 15 grade. În zilele care urmează, meteorologii anunță vreme frumoasă cu temperaturi ridicate. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Sâmbătă maxima va atinge 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 15 grade. În cursul zilei de duminică, meteorologii anunță vreme plăcută. Maxima va ajunge la 32 de grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 16 grade. Luni maxima se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 13 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!